Eu îmi bag. Mai băieți, tuturor li s-a întâmplat să aibă o zi proastă. Ei bine, ziua de el pentru mine a fost una dintre cele mai proaste zile. De ce? Am să explic în episodul acesta. Dar înainte de toate, vă întrebați acum de ce sunt pe un server de Zombiescape, fiindcă acesta este chiar un server de Zombiescape. Dar de ce? La începutul videoclipului ați văzut o secvență în care aveam 6 zile bani și am să vă explic și de ce. În cazul, eu mai ies de pe server în cazul în care ori pic o echipă proastă. Ce pana mea s-a întâmplat acolo? Bine, ori când se întâmplă chestii de genul pic o echipă proastă sau dau de rush sau n-am chef de rock să iau de rank, cu toate că cu noul update de ce nu mai se aude nimic. Hello, serverul 0.04. Sau sunt eu prostă? Nu, mi-a trimis mesaj, mersi Rufy. Nu știu ce are serverul, nu mai se aude deloc nimic, poate pentru că poate pentru că eram în spațiu. Ok, și am luat bani 6 zile dintr-un motiv anume. Știți că cu toții că la început îți dă 30 de minute bani, apoi o oră sau două, apoi o zi și în final 7 zile. Păi, primele 3 banuri le-am luat fix din cauza asta, că nu voiam să iau direct, dacă un update automat îți iei direct, fie că ieși din match, fie că nu ieși. Și da, deci primele 3 le-am luat din prostia mea, din nesimțirea mea, să zic, ce-ați făcut, mă, prieteni. Din prostia mea că n-am intrat, că am ieșit din match. Și ultima dată, hai să vă spun. Acum 3 zile a venit unchiul meu cu verișorii săi de 4, în vârstă de 4 și 6 ani. Verișoara mea se pare că are 4 și verișorul 6, dacă nu mă înșel, sper. Cum dracu să nu știi vârsta verișorului, dar asta nu contează. Știți bă, când vine un verișor mai mic, de exemplu pentru cei care au, este nebunie total, trebuie să stai cu ei, te pune să stai cu ei, însă la mine e mai grav. La mine, dacă vine unchiul meu, vine și face legea în casă, sincer băieți. Nu mi se pare normal să vină să facă legea în casa mea. Deci, bine, nu chiar casa mea, casa mamei, dar asta e altă fază. Practic, m-a gonit din cameră în timp ce mă jucam CSGO competitiv. Pur și simplu voia să doarmă în camera mea. Astfel, prima dată mi-a spus, te rog să ieși din cameră. Ok, m-am făcut că nu aud, astfel încât să-mi dea kick băieții. Fiindcă voiam să-mi dea kick, să-mi ia cont de-a 7 zile. Ce să vezi, era un prost acolo care nu-mi dătea kick din toți 3... cu cei care jucam competitiv, unul s-a găsit să nu... Unul s-a găsit să nu-mi dea să ies. Ok! Nesimțire totală pe tipul ăla. Astfel am ieșit. M-am gândit că dacă scot internetul... Ok, nu o să-mi dea bani, fiindcă mi-a reușit odată chestia asta, dar se pare că s-a rezolvat. Fraților, nu s-a întâmplat și mi-a luat bani 7 zile. Cum pula mea să vii... am uitat să vezi de faptul că după ce mi-a zis prima oară și după ce am rugat pe TPI să-mi dea kick, m-a gonit practic în care mi-a spus, ne auzi mă, ieși afară din casă, dar ceva pe un ton așa mai dur, frate, din casă, pardon, din cameră, frate, vii și faci legea la mine în cameră, adică serios, vii și doar la mine în cameră, nu puteai să dormi în altă cameră fix la mine, adică nici nu-și făceam gălăgie, nici nu vorbeam, poate l-a deranjat faptul că apăsam pe click-uri sau pe... tastatură, dar asta nu cred că le-a ajuns așa de tare. Astfel m-a gonit din cameră și am luat bani 7 zile. Mersi, trebuia să-mi dea înapoi 60 de lei să-mi cumpăr nou CSGO. Așa trebuia să-mi facă, fiindcă nu-i corect ce s-a întâmplat, sincer. Adică de ce să te gunească? Vi se pare normal să ieși din camera ta fiindcă așa vrea altul care vine o dată pe an? Serios? Bine că la final s-a terminat bine, doar ce mi-a dat 1 milion cadou, dar asta e altă fază. Deci pot să-mi cumpăr altceva când vreau, dar
Nu e problema, e problema că nu mai poți juca pe contul ăsta. Asta mă enervează și nu. Când primești bani 7 zile și trebuie să aștepți atâta. Dacă ar fi fost să iei bani o lună după ce ai luat bani 7 zile, aș fi turbat. Adică, fără competitiv, nu prea pot să rezist în CSGO. Adică, mă plictisesc total. Adică, până și pe Zombie Escape, unde lucrurile sunt cam diferite. Și e destul de fan pe Zombie Escape, totuși te plictisești de Zombie Escape. De competitiv vrei să iei o competiție acolo, după cum îi spune numele. Multe lucruri. Dar, na. Tot ieri, ieri mi s-a întâmplat faza cu bani 7 zile. Tot ieri Facebook-ul mi-a constatat că numele meu de pe Facebook nu este cel real. Are you fucking kidding me? Adică eu m-am ascuns tot timpul ăsta sub numele altuia și numele ăla nu este real. Adică numele ăla nu există. A, înseamnă că adevăratul meu nume este Popolonici Evanghelie, pula mea. Mi-a venit și mie pe moment. Nu mă sechestrați, vă rog frumos, pentru prostia mea. Da, pula Evanghelie, ce să zic eu. Aolo, ce am făcut mai aici? Și, da, numele meu nu este Adrian Eugen Țone, ci Popolonici Evanghelie. Și v-am mințit în tot acest timp. Scuzați-mă, oameni buni, vreau să primesc dislike că v-am mințit. Ce s-a întâmplat cu ăștia? V-am mințit în tot acest timp, nu este numele meu adevărat Adrian Eugen Țone, ci Popolonici Evanghelie. Da, mulțumesc Facebook-ul și le-am trimis o reclamație, le-am trimis poza cu buletinul meu astfel încât să-și dea seama că este adevăratul meu nume Adrian Eugen Țone. Și dimineața primesc un răspuns, da, a fost, ne pare rău că s-a întâmplat această neplăcere, dar v-am suspectat contul din greșeală. Mulțumesc Facebook, sunteți o organizație foarte, foarte deșteaptă. Vă mulțumesc pentru toată neplăcerea ce mi-ați făcut ieri, care m-a băgat în speriezi și am crezut că voi muri, nu voi mai avea contul de Facebook. Nu ar fi fost mare problemă, fiindcă am unul secundar. Deci doar de prieteni și de grupuri și da, mai ales de grupul meu de Facebook și de pagina mea Gheza Magică, ar fi fost o problemă mare acolo. Deci până la urmă s-a rezolvat astăzi. Tot ieri, ce s-a întâmplat mai băieți? Știu că s-a mai întâmplat ceva urât tot ieri. Stați că poate vin nesimțiți ăștia pe noi. 8, nu vreau draw frame. Tot ieri, oh fuck. Holy fuck, the draw frame! Mulțumesc! Asta am frapsule. Te pup, dulce! Mulțumesc pentru tot! Chiar voiam un draw frame așa de dimineață când se apropiau zombălăi de mine. Mulțumesc frumos, adică uite, încă ceva care mi s-a întâmplat ceva rău azi. Dar eu nu știu ce mi s-a întâmplat, sincer. Țin minte că s-a întâmplat ceva rău ieri. Ceva rău. Dar nu mai știu ce. Deci, nu contează, ieri am avut o zi proastă, deci da, tuturor ni s-a întâmplat. Dacă vi s-a întâmplat o astfel de zi, să puneți un comentarii pentru cine a ajuns la la minutul ăsta. Și pentru cine a ajuns la minutul ăsta să spună cuvântul cucit. Cucit, nu cuțit, cucit. Îmi place cuvântul cucit. Acum mă întrebați, de unde dracu sunt skinurile astea? De unde am eu Bayonet Marble Fade? De unde am eu Marble Fade de Deagle și Bizon Windshot? Ei bine, totul se explică prin serverul ăsta. Serverul ăsta îți dă opțiunea să-ți alegi ce vrei plus skinuri care nu există. Adică Deagle pe Marble Fade, ce p*** e asta? Doamne. Ok, altceva de discutat, vreau să discut puțin despre doi, trei abonați din comentarii că i-am văzut mai acum 2-3 minute de faptul că ei discutau despre chestia cum că eu nu primesc destule like-uri și dacă nici n-aș cere nici 1000 de like-uri n-aș strânge. Asta e adevărat, e super fucking adevărat.
nu există respect față de abonați. Adică pentru cei care se uită la videoclipul ăsta, poate există și conturi în poate nu există conturi de YouTube. Adică, de exemplu, te uiți pe YouTube doar așa și n-ai cont. Nu e mare lucru. What the fuck ce aici? Oh, bine, merge așa. Deci poate nu există nici conturi de YouTube și se uită pur și simplu la mine că le place, dar mi se pare o absurditate mare, fiindcă faptul tu te uiți, intri pe videoclip și ai plecat. Nu-ți arăți respectul față de acel om care a lucrat la videoclip, nu îi arăți nimic, nici măcar pentru comentariu. Plus asta, nu-i dai nicio motivație omului să mai continui cu o serie, dar eu nu mă interesează câte like-uri, eu fac din plăcere și dacă făceam pentru bani sau ceva, nu mă mai plângeam de comunitate, nu m-am mai interesat de like-uri, nu. De fapt, da, nu m-am mai interesat de like-uri, deoarece, dar văd că Fraps-ul face probleme, revenim. Ok, nu m-am mai interesat de like-uri, fuck it, și da. Totuși, țin să spun că vreau la un anumit număr de like-uri să fac următorul episod, deoarece nu pot să ai 58 de bine de abonați, de exemplu, și abia să ai 100 de like-uri, serios să fie. Da. Deci vom anula pentru câtva timp seria de competitiv, deoarece mulțumită unchiul meu, retardat, care face legea în casă. Da. Deci sper să vă placă această serie. Poate o să vă placă mai mult, fiindcă în România n-am văzut astfel de serie. Sper că n-am suflat în microfon tot timpul ăsta. Aștept un zombie să vină. Dacă vi se pare o serie interesantă, de ce nu să continuăm? Da, pentru ce interesează o să las serverul în descriere, adică IP-ul. Nu știu ce să aleg, o să aleg random. Nu face frapsule probleme, nu face așa, deci mai la culmenta. Uite, acum scade la 26. Holy fuck. Păi am găsit motivul de ce îmi okay. Nu! Bă, dar ești tântălă, o să-mi ba piciorul. Nimeni pe serverul ăsta este incapabil. Toți sunt incapabili pe serverul ăsta să țină un zombie. Îți trebuie echipă dacă vrei să faci ceva, sincer. Deci, da. Altă fază care mi s-a întâmplat și care ieri putea să nu ducă până la an 7 zile este că am jucat cu unii dintre abonanți care aveau CS-ul de câteva zile și am întrebat: știi să jucați? N-am chef să-mi iau D-Rank. Adică cine ar vrea să-și ia D-Rank? Chiar înainte să joc cu ei aveam rankul de Master Guardian. Adică tocmai ce luase Master Guardianul. Bine, e, cred că e a 5-a oară când iau Master Guardian și îl pierd ca prostul din cauza că joc cu abonați. Și de asta am hotărât, nu mai joc cu abonați de mai mici de GN2. Deci cine vrea să joace cu mine nu să aibă rankul peste GN1. Atâta tot. Dacă n-are, nu vă supărați, dar chiar devine enervant să joci cu cineva, să-i car și să și pierzi, știi? Adică, beatul ăla, adică cei doi băieți, aveau, n-aveau rankuri, aveau CS-ul de câteva zile și am întrebat dacă joacă, ok. Mi-a spus că dau tot ce poate, ok, am crezut că poate vor fi în stare ceva, n-aveau rankuri, deci deja am picat cu de-aia Prime și, da. Nu era mare dificultate decât dacă făceau și băieții mei ceva. Adică am făcut un semi-ace acolo, după ce l-am lăsat pe ultimul 80 HP, îi spun să se ducă, se duce în fața lui, trage cu gloanțele pe lângă cap, mai rău ca ultimul videoclip cu Springtrap, sincer. Deci credeți-mă, nu știa deloc să tragă, nu am nimic cu el, dar nu m-a jucat cu mine dacă nu știi să joci, sincer. Adică învață să joci singur. Nu juca cu cineva Master Guardian. Adică, de exemplu, wow, l-am văzut pe Eugen că joacă de un GN4. Nici nu joc de GN4, la fine. Haide, poate joc și eu la fel. Nu, trebuie să înveți să joci CSGO pe parcurs, încă nici eu n-am jucat de GN4. Nici joc de GN4. Nu știu, depinde, că toate joc, toate, nu? Trebuie să crești rank singur.
până la un anumit moment. După trebuie să ai echipă ca să crești rank, fiindcă nu dai de smurf, dai de hacker, dai de ruși, dai de proști. Da. Și fac, aici îmi face drop frame și nu știu. Da, trebuie echipă. Astfel, în continuare, voi explica ce s-a întâmplat. Eram pe zombie scris pe serverul ăsta și au vrut să joc un competitiv, ok. Și v-am spus de faza că au trecut toate gloanțele pe lângă cap, etc. L-am cerut să-mi dea kick. Nu știu de faza dacă mai da kick. Stai că nu m-am explicat bine. Nu știu de faza dacă îți dă kick, iei bani. Sunt unele cazuri în care iei bani, unele cazuri în care nu iei bani. Eu eram pe opțiunea că nu iau bani. Le-am cerut, dați-mi kick. Nu, că iei bani. Dați-mi vă rog kick. Nu, voiau pur și simplu să-mi dea kick. Poftim abonați. Abonați care nu ascultă, adică nu mă ascultă, adică vreau să-mi dea kick, pur și simplu kick. Le era greu să apes pe butonul, nu că-ți dau bani. Le-am spus că nu mă interesează bani, nu că-ți dau bani. Doamne frate, dacă eu spun să-mi dai kick, de ce nu-mi dai kick, că nu înțeleg care-i faza? Mă ține sau ce faceți, că sunteți proști? Bă, ăștia sunt proști? Priviți... priviți prostime. Da, prostime totală pe serverul ăsta în care nu sunt stare să tragă cu armele. Nu știu de ce au intrat pe CSGO. Nu știu ce caută pe serverul ăsta, dar ei se joacă. Ok, de distracție. Dar frate, trage și tu ceva acolo. Nu mai fă drop frame un de frate. Ok. De ce nu filmez cu alt program, fiindcă îmi face lag? De ce nu filmez cu OBS să-mi face mai rău lag? Fraps-ul face cel mai puțin lag-uri, dar face cel mai multe drop frame-uri. Mulțumesc, Fraps. Aș fi filmat cu Oxamin Release, dar Oxamin Release nu mi se aude vocea în nici jocul. Deci, când filmez în joc, nu știu de ce, e o porcărie. Nu! Futul! Ok. Fraps e o porcărie în final, dar și o unealtă toare folositoare, sincer. Păcat că face drop frame-ul, că nu făcea drop frame-ul și nu făcea mult spațiu. Era unul dintre cele mai bune programe de filmat vreodată. Și da, vom încheia azi episodul în, nu știu, 5 minute, 10. Dar ține și voi, mă, cămătarilor aici, sunteți așa din incapabil. Da. Aia, bă, ce dracu, mă, treceți direct. Ce dracu, vă mai chinuiți atâta să treceți. Bă, că nimeni nu iau damage. Hai pe aici. Nu sunt mulți multe persoane la ora asta, dar sunt mulți polonezi, rog frumos, sunt singur român de aici. Da, nu prea mai am despre ce să vorbesc. Dacă mai vreți episoade genul cu Zombie Escape, nu uitați, apăsați butonul like, orice like contează, adică așa îmi dau seama la câte, adică așa îmi dau seama dacă apreciați, etc. Adică, sincer, eu tot continui seria, dar vreau să văd puțină apreciere din partea voastră aici. Numărul așa, ca număr de strâns, aș vrea să fie 300 like-uri, nu prea mult, fiindcă n-am, nu se uită multă lume, adică recunoaște, mă obsedează de FNAF pe canalul meu, nu se uită la videoclipurile mele decât la FNAF, ce mă deranjează asta mult, dar n-ați să le faci, e vina mea că mi-am format comunitatea de astfel de, cum să zic, astfel de comunitate, mi-am format singur, eu am fost prostul, a fost vina mea că mi-am format comunitatea asta, pur și simplu, o comunitate de tot râsul, sincer. Așa e, de comunitate de tot râsul, fiindcă dacă era o comunitate ca lumea se uita la toate videoclipurile, nu doar la o chestie de-a mea. Și te rog, nu-mi faci iadru. Ok, mă mir cum de merge frapsul ca lumea câteodată. E o porcărie. Frapsule, îmi bag ceva în tine, dacă mai faci drop frame-uri, dacă mai faci figuri, dacă mai... Ok, unde am ajuns? Că nu știu unde am ajuns. Se pare că o parte nu am apei.
Aici trebuie să ținem, așa că țineți de vă dracu de proști. O să vină, o să ținem. Trageți cineva cu mine? Ah, trage tipul ăsta. Da, super. Chiar am ținut ceva. Chiar aș știu să țin tipul cu AVP-ul, de ce nu? Easy, nu? Ok, easy coaie. Ok, easy. Ei, da. Comunitate de tot restul. Cea mai urâtă comunitate de pe tot internetul, mi se pare. Merge. Foarte frumos, Eugenie, pentru ce ai făcut. Asta cred că va fi ultima rundă de care o joc. Și o să mă pun în zombie 100%, presupun. Nu? Că nu m-a pus, deloc. O să mă pun în zombie. Nu? Ce frumos. Haide, mă deschide ușa aia blestemată. Nu înțeleg, aici nu se aude nimic din cauza că... Oh, ok. Era partea greșită. Din cauza că suntem în spațiu, suntem pe lună. Deja acum uit așa, what the fuck. Bă, coaie. Stai acolo. Așa. Ce frumos e pe luna, aș vrea să trăiesc pe luna. Adică ar fi o mare plăcere să gravitez așa de mult. Nu mai am subiecte despre ce să vorbesc. Și sparge dracu aia, nu puteți să o sparge sau nu se sparge. Sunt eu prost. Înseamnă că sunt eu prost, eu nu știu. Aia, ok. Se dă singură, să spun, nu? Sau se sparge? Păi ești prost la cap. Ok. Aici e gravitație mare, îmi place. Îmi place mapa, e foarte frumoasă. Dar ce am... O mapă care am observat că îmi place cel mai mult este Jurassic Park. Mamă, deci eu iubesc mapa aia. O iubesc. Okay. Nu face doar filmul că te violez aici, rapsule. Ce cuvinte am câteodată. Hai măsări, caracter nenorocit. Ce ați făcut, mă, prieteni? V-ați dus la subteran? Unde v-ați dus? Exit aici. Da, e ca Brexitor de 1000 de ori să faci aceeași mapă și să tot pierzi, adică n-am câștigat deloc ce e de la CT. Da. Iar, mereu aici îmi face lag drawframe, nu știu dacă ți-o observat, dar nu știu ce. Cred că e o parte a mapei unde se încărcă mai multe chestii. A, pa, fraiere, ne pare rău că te-am lăsat, dar totuși ne pare bine. Aici nu se ajută nimeni, niciunul dintre noi, nu este muncă în echipă, nu este nimic, deci o porcărie de server, dar tot îmi place să o cu el. Oh my god. Și da, peste 2-3 zile s-ar putea să fac un case opening, dar nu pe CSGO, ci pe site-uri. De exemplu, Hellcase, ceea ce mă îndoiesc, fiindcă am deschis aseară câteva cutii și nu mi-a trimis niciun item, mi se pare o prostie. Nu mi s-a trimis niciun item. Mai grijă, să nu te omoare. Eu arunc cu banane în caz că ne-ați observat. Iar chiar cât de credite am. Numerată credit 431, ok. Haideți, mă, bravo. Am ajuns până aici, suntem buni. Ok, și poți să-mi schimbi cuțitul, poți să spui orice vrei pe... Orice își dorești pe serverul ăsta. În caz că e sărac și n-a skin-uri, aici este locul potrivit. Aici poți să-ți iei ce vrei. Da. Mai ales M9 Bayonet, vreau să-mi cumpăr M9 Bayonet, fiindcă îmi place foarte mult animația cum o scoate așa. Nu știu ce mi-am ales Bayonet în loc de M9 Bayonet. Sunt un prost, nu m-am gândit. Băi, mergeți, mă. Acum mai se aude nimic în ieșit toată. Bagă-mă Nitro, așa, bravo. Am băgat Nitro, mamă, cine pune pe aici. Știști. Ok, ai căzut. Vrei să te iau? Ei bine, nu o să te iau. Nici pe tine. Stai acolo, fraiere. Ok, fraier. Niște fraier. Oh, fuck. Oh, acum noi suntem fraieri, super. Pot să merg pe luna? Ah, cred că pot să merg pe unde vreau pe mapa asta.
Haideți mă, deschide ușa aia tâmpită, Ok. Holy fuck, nu-mi faci ce... Nu-mi fă draw frame-ul, ce nu-mi face. Nu-mi fă draw frame-ul. Ce dracu. Ok, am ajuns foarte, foarte departe. Aproape să decolăm. Sper să fie un... Fuck. Să fie o reușită totală. Ce mereu îmi face... Face draw frame, frapsu. Măi, nu știu ce program benic îmi face la când filmez... Asta, OBS-ul, nu mai zic, acțiunii v-am spus, frapsul rămâne ultima idee, da. Care frapsul îmi face draw frame-uri? Dar nu cred că strică dacă îmi face draw frame-uri din când în când și nu cred că vă deranjează așa de mult. Presă bun. Treci pe înapoi acasă. Acolo stă. Pleacă-mă la tine acasă. Marble Fade Eagle, doamne, n-am văzut așa ceva. Ar trebui să adauge, arată destul de ok. După părerea mea. Ține-l bă acolo, fuck my life. Băieți? Băieți? Stai mă, acolo. Unde mă? Suntem morți, cum pare. Nu? Da, da. Da. Pleacă-mă acasă! Holy fuck, noroc cu mine. Da, super. Degeaba. Degeaba, a fost un fail. Holy fuck! Am plecat cu naveta! Ok. Să vedem ce se întâmplă. A murit? Cum a murit, băi? Ce-i asta, bă? Porcărie, what? Ce pana mea a fost asta? Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episod de Zombie Escape, nu uitați să ne lăsați în comentarii dacă vreți sau nu. Și un like, nu strică. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Gâza Magică. Ne revedem data viitoare la un nou episod. Bye.